domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Cluj-Napoca va fi capitala mega-județului Crișana, format pe structura actuală în regiuni de dezvoltare nord-vest, dacă Parlamentul va aproba varianta de reorganizare propusă de Traian Băsescu. USL are însă o altă viziune, în care județul Cluj nu dispare, dar va face parte dintr-o structură regională condusă de un președinte și un consiliu regional. UDMR are propria variantă, care prevede 16 regiuni de dezvoltare economică. Actualele județe Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș ar urma să își dea mâna și să formeze superjudețul Crișana cu capitala la Cluj-Napoca. Secretarul general al PDL, Ioan Olteanu, spune că partidul său ar fi luat decizia împărțirii teritoriale a României în 8 județe pe structura actualelor regiuni de dezvoltare. Mai mult, acesta spune că reorganizarea s-ar face printr-o nouă asumare a răspunderii guvernului. USL are propria variantă de reorganizare administrativ-teritorială, una care ar urma să se facă în timp, cel mai probabil începând cu 2014. USL nu desfințează județele, ci le coagulează în regiuni, ceea ce, spre deosebire de proiectul Portocaliu, impune modificarea Constituției. Singurele structuri reduse sunt prefecturile, de la 41 la 8, însă fiecare își va păstra un punct de lucru în județe. Executivul noilor structuri va fi Consiliul Regional, condus de un președinte cu rol de premier regional, ales direct de reprezentanții regiunii, iar Senatul devine o cameră a reprezentanților locali. UDMR are propria variantă cu 16 regiuni și respinge categoric ambele propuneri venite de la PDL și USL. Niciuna, nici cealaltă nu este realizabilă. În ambele variante necesită o dezbatere extrem de largă și foarte largă de pregătire, înseamnă modificarea Constituției. Părerile clujenilor sunt însă destul de împărțite. Eu sunt de acord cu reorganizarea, mi se pare că o să reducă din birocrație și asta ar fi un lucru bun. Mi se pare o pregătire insuficientă. Numele de Crișana? Numele de Crișana nu spune nimic pentru județul Cluj. E un mod prin care economic România se poate relansa și poate crește. Proiectul reorganizării administrativ-teritoriale a țării a fost lansat săptămâna trecută de președintele Traian Băsescu. Președinții viitoarelor superjudețe vor fi politicieni care s-au validat la nivel național. Afirmația aparține fostului negociator șef cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș. Invitat la Realitatea TV Cluj, fostul ministru a comentat proiectul reorganizării României propusă de Traian Băsescu. Dacă actuala propunere prezidențială va fi asumată de guvern, lucrurile se vor complica la alegerile regionale din 2012, unde partidele vor fi nevoite să apeleze la nume sonore. Dacă cineva își imaginează că un actual președinte de Consiliu Județean, chiar foarte bun, chiar care are rezultate, va fi acceptat în celelalte 5 județe sau foste județe, se înșală amarnic. Este dimpotrivă cu antagonisme, pentru că se va zice, a avut rezultate la Cluj pentru că n-a dat banii la Sătmar. De aceeași părere cu ministrul Pușcaș a fost și editorialistul Ziua de Cluj, Octavian Hoandră. Sunt oameni care au trecut prin formula de București. Este domnul ministru Pușcaș, care e cunoscut ca negociator. Este domnul Ioan Rus, care ne-a mulțumită lui, putem ieși cu pașapoartele astea frumos în toată lumea. Este Andrei Marga, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind un rector, fiind o personalitate a Europei. Actualii președinți de Consilii Județene a regiunii de Nord-Vest sunt democrat-liberalul Alin Tișe la Cluj, liberalul Radu Țârle la Bihor, udemeristul Cehi Arpad la Satu Mare, democrat-liberalul Mircea Man la Maramureș, social-democratul Tiberiu Marc la Sălaj și democrat-liberalul Liviu Rusu la Bistrița Năsăud. Statul marionetă. Kosovo e mai serios decât România guvernată de Emil Boc. Declarația aparține deputatului PNL Horia Uiorianu, care acuză guvernul că a stopat lucrările la autostrada Transilvania, iar americanii de la Bechtel și-au mutat utilajele în provincia Kosovo. O parte din utilajele care au fost folosite și-au rămas neutilizate în zona autostrăzii Transilvania sunt mutate de către firma Bechtel în Kosovo, pentru că se pare că statul marionetă Kosovo este mult mai serios decât România guvernată de Emil Boc. Uiorianu acuză că în timp ce mii de oameni sunt aruncați în șomaș și sute de IMM-uri sunt falimentate, România pierde sume enorme odată cu oprirea lucrărilor la autostrada Transilvania. Parlamentarul liberal susține că pe lângă datoriile de peste 100 de milioane de euro pe care statul le are pentru lucrările la autostradă, au apărut altele suplimentare. Sunt mai vorba de alte 10 de milioane de euro datorate neutilizării echipamentelor, datorate degradării lucrărilor efectuate, datorate întârzierilor de plată la lucrările efectuate. Horia Uiorianu nu a dorit să divulge sursa informațiilor sale.
Pacienții vor beneficia din nou începând de mâine de rețete compensate și gratuite. Conflictul dintre medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost stins prin semnarea noilor contracte cadru. Anunțul a fost făcut după întâlnirea dintre reprezentanții celor două asociații profesionale ale medicilor de familie și ministrul sănătății Cechia Otilo. Reprezentanții Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie și a Societății Naționale de Medicină a Familiei și Medicină Generală au considerat conflictul închis și au recomandat tuturor colegilor să depună dosarele în vederea semnării contractelor cadru. Deci începând de mâine, medicii de familie își vor desfășura activitatea în parametrii normali. Adică pe lângă consultațiile medicale pe care oricum le-au oferit și până acum, se vor scrie rețete compensate și gratuite și se vor elibera bilete de trimitere către specialitățile unde este nevoie. Sperăm că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate își vor ține promisiunile făcute. Medicii de familie și-au început protestul la începutul lunii când au refuzat să elibereze medicamente compensate și gratuite și au efectuat consultații doar contra cost. Clujenii vor putea plăti parcarea prin SMS. Consilierii locali dezbat în ședința de mâine un proiect privind plata parcărilor prin intermediul telefonului mobil. Primăria a dezvoltat deja softul necesar, dar trebuie să organizeze și o licitație pentru a selecta operatorul de telefonie mobilă prin intermediul căruia se vor face plățile. Consilierii locali vor trebui să modifice în primul rând regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plată orară din oraș, astfel încât plata să se poată face și prin SMS. Clujenii vor putea în curând să-și plătească parcările și prin SMS. Primăria urmează să negocieze tarifele cu companiile de telefonie mobilă, iar cei care vor folosi acest sistem vor plăti pe lângă tarifele primăriei și costul SMS-urilor prin care anunță că și-au parcat mașina într-un anume loc, precum și momentul în care pleacă din acel loc de parcare. Majoritatea șoferilor cred că prin implementarea noului sistem le va fi mai ușor să își parcheze mașinile și nu par preocupați de prețul mai mare pe care vor trebui să-l plătească. Mi se pare o idee bună din punctul de vedere al tichetelor care nu le prea găsești în Cluj și automatele astea care de multe ori sunt cu probleme și nu sunt active. E mai bine decât să vii cu monezile sau cu cardul să plătești. Mai bine că știi că ai un loc de parcare. În prezent, taxa de parcare se poate achita prin tichete de parcare răzuibile la parcometre, prin tichete eliberate de casele automate de plată, abonamente sau chip carduri. Puteți scăpa de plata amenzilor dacă sunteți dispuși să munciți în folosul comunității. Consilierii locali stabilesc în ședința de mâine ce fel de activități vor trebui să presteze cei care nu-și plătesc amenzile date de poliția comunitară. Clujenii care sunt amendați de poliția comunitară pentru diverse contravenții ar putea fi obligați să presteze muncă în folosul comunității dacă nu își pot plăti aceste amenzi. Astfel ei vor putea fi folosiți pentru a face curățenie în zonele de agrement sau în parcuri sau pentru a presta diferite activități la Spitalul Clinic Municipal ori la cinematografele aflate în administrarea primăriei Cluj-Napoca. Clujenii cred că munca în folosul comunității va motiva pe cei amendați să respecte mai mult legile, dar și că zonele verzi vor fi mai curate. Este o idee foarte bună, tocmai apreciam acum faptul că în anumite zone din țară sunt parcurile foarte bine administrate, aici lasă de dorit. Cei care n-au plătit amenzile, soluție excelentă, să iasă și cred că ar veni decât să plătească. Foarte bine, sigur. De ce? De ce de altă dată ar ști ca să respecte niște reguli? Organizarea activității în folosul comunității va fi realizată de către poliția locală din subordinea primăriei. Acoperișul unei case de pe strada Decebal s-a făcut scrum în această dimineață. Pompierii au intervenit cu două echipaje și au reușit să stingă focul înainte ca flăcările să ajungă și la casele din jur. Inspectoratul pentru situații de urgență a declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului. Vecinii au fost cei care au alertat pompierii după ce au observat fum ieșind din acoperișul locuinței. Ei spun că în casă locuia o familie de rom cu trei copii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii au intervenit de urgență și în mai puțin de o oră au reușit să stingă incendiul. Ce să văd? Că la foc. Eu stăteam aici afară și o la foc. De mare era focul? Bă, destul de mare. Cine locuia aici în casă? Eu dat în, nu știu, în chirie sau numai eu dat acolo să locuiască niște oameni mai nevoiași. Ars acoperișul unei locuințe pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Am reușit localizarea incendiului înainte ca acesta să se propage și la celelalte locuințe. Iar în ceea ce privește cauza și împrejurările incendiului, suntem în curs de cercetare. Incendiul s-a produs cel mai probabil de la un scurt circuit la instalația clădirii.
Doamnelor și domnilor, am revenit în direct și vorbim acum despre film. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii în cadrul galei desfășurate la Teatrul Național. Cei peste 1000 de invitați au avut parte de o ceremonie plină de surprize, dar și de momente emoționante. Marele premiu al festivalului, trofeul Transilvania, a plecat anul acesta către Argentina. Cel mai fericit invitat al galei a fost fără îndoială argentinianul Miguel Coan, care a primit trofeul Transilvania în valoare de 15.000 de euro pentru filmul său de debut, Fără cale de întors. De altfel, pelicula a fost răsplătită de jurul festivalului și cu premiul pentru cel mai bun scenariu. Marele premiu i-a fost înmânat argentinianului de către invitata de onoare a TIFF-ului din acest an, Jacqueline Bisset. The Transilvania Trophy for the best film in competition goes to Sin Ritorno. No return. Thank you. I mean, I received this award from Jacqueline Bisset. That's amazing. O serie de momente speciale, memorabile, au avut loc pe parcursul galei de închidere ediției aniversare cu numărul 10. Mai mulți reprezentanți de marcăi cinematografiei românești au fost premiați în cadrul galei, dar cel care a reușit să ridice sala în picioare a fost regizorul Lucian Pintilie, care a primit premiul de excelență. Faptul că acest premiu îmi este oferit de Corneliu, dacă nu cumva e o confuzie, ce e premiul lui sau premiul meu? În sfârșit, în eventualitatea că e primul meu, îl primesc. Cu mulțumim! Invitata specială acestei ediții, Jacqueline Bisset, a urcat emoționată pe scena Teatrului Național pentru a primi premiul special TIFF 2011 pentru contribuția adusă la cinematografia mondială. To actually be invited to Transylvania is just amazing. Thank you very, very much for inviting me. I have been touched by the people. I like the architecture very, very much. It gives me all kinds of images of potential films. TIFF 2011 și-a închis porțile aseară după 10 zile de evenimente dedicate celei de a șapte arte. 3 din 4 români nu vor pleca în vacanță anul acesta, iar marea majoritate a celor care vor merge totuși în concediu aleg destinații din România. Sunt concluziile triste ale unui studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Potrivit studiului, aproape 75% dintre români nu vor pleca în vacanță în acest an, cu 4% mai mult decât anul trecut. În schimb, numărul celor care aleg să își petreacă concediul a scăzut de la 23% la 25%. Cât privește destinațiile preferate ale românilor, aceștia renunță la vacanțele în străinătate în favoarea unor destinații autohtone. Peste 2/3 din cei care au participat la studiu spun că anul acesta vor alege să își petreacă concediul în țară. Aceasta în condițiile în care aproape 30% din respondenți încă nu și-au stabilit un buget pentru concediu, iar alți 10% nu doresc să cheltuiască mai mult de 1000 de lei pentru o vacanță. Dintre destinațiile străine, țările vestice par a fi ieșit din preferințele românilor. Anul acesta, cele mai căutate stațiuni sunt cele din Grecia, Italia, Spania sau Bulgaria. Vreau să ne spuneți anul acesta unde veți petrece vacanța. Anul acesta, cred că aici, în localitate. De ce nu în țară și nu în altă parte? De ce în țară? Nu am posibilitatea să mă duc nici în țară. Undeva pe litoral, poate la munte, dar... O să-mi iau un concediu și o să plec. La Bistrița, acolo, de acolo sunt și acolo o să-mi petrec concediu. De ce în țară și nu în altă parte? Partea financiară, pe de o parte, și nu am așa atracție spre locurile străine. Dar cât sunteți dispus să cheltuiți pe vacanță? Nu foarte mult acum, mai ales în zilele astea. Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproape 1250 de respondenți și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%. Zeci de clujeni și-au petrecut ultima zi din weekendul prelungit de Rusalii la Grătar. Zona Făgetului s-a umplut din nou de iubitorii de mici și bere, care au ținut să iasă la iarbă verde în ciuda temperaturilor nu foarte ridicate. Anul acesta este pentru prima dată când a doua zi de Rusalii este nelucrătoare. Românului îi plac sărbătorile și zilele libere. A dovedit-o și de această dată numărul mare de clujeni care au ieșit la iarbă verde în ziua de Rusalii. E o zi de muncă pentru că săptămâna începe cu luni. Că ne-am transformat într-o zi de distracție, asta este altceva. Așa trebuie în zilele libere să le sărbătorim la maxim. Spuneți-mi, ce ați adus? Văd mici, ce ați mai adus să faceți de mâncare?
slănină friptă, țoica lângă ea. Oamenii spun că picnicul la Făget este cea mai ieftină metodă de a se distra în timpul zilei. Mergem unde putem. Mai aproape de casă, să totuși distrăm. Mai aproape cheltuieli mai mici și totuși ne distrăm, că toți avem nevoie de la ceva. Mici, îți plac? În România, codul muncii prevede 11 sărbători legale, însă de anul viitor ar mai putea apărea și alte zile libere. Ultima propunere vine din partea Bisericii Ortodoxe de a declara și ziua Sfântului Andrei din 30 noiembrie, sărbătoare legală. Peste 3.000 de credincioși ortodoxi au participat la procesiunea de Rusalii organizată în centrul Clujului de Mitropolie. A fost prima manifestare de acest gen din ultimii 10 ani. Piața Avramiancu din fața Catedralei Mitropolitane a fost neîncăpătoare pentru miile de clujeni veniți să asiste la vecernia plecării genunchilor oficiată de Mitropolitul Andrei. După slujbă, credincioșii în frunte cu cei 100 de preoți au pornit în procesiune prin centrul orașului. Reprezentanții Mitropoliei Clujului spun că manifestarea a avut darul de a ajuta pe oameni să trăiască mai profund sentimentul comunității de care aparțin. E ceva nou, binevenit, ne încântă și timpul. Pentru liniștea sufletească. Cum vi se pare ideea asta? Până acum nu s-au făcut. Da, la ortodox nu s-au făcut până acum, dar bună. Mă bucur sincer pentru că e o slujbă de binecuvântare, cred că a tuturor locurilor acestora, în care cred că nu s-a mai făcut de foarte mult timp. Procesiunea s-a încheiat în fața Catedralei Mitropolitane cu slujba Sfințirii Mici a Apei. Doamnelor și domnilor, știri din sport, acum informații din fotbal. Jucătorii de la CFR Cluj s-au reunit astăzi după vacanță de 3 săptămâni. La primul antrenament, condus de noul antrenor Jorge Costa, au participat 23 de jucători, printre aceștia și cele 5 noi achiziții ale clubului din Gruia. La prima întâlnire oficială cu noul antrenor, jucătorilor li s-a cerut să facă uita dezastrul din sezonul recent, când echipa s-a clasat la mijlocul clasamentului Ligii 1. Mesajul știam și noi dinainte, pentru că știm, v-am zis, sezonul cât a fost de prost pentru noi și toată lumea e conștientă acum. Pentru că anul trecut în timpul ăsta eram campion, iar acum la început de nou drum și toată lumea știe ce are de făcut pentru că a fost un sezon ratar. Deci mare parte ne-a transmis ceea ce noi știm de ce ne așteaptă. Președintele clubului din Gruia, Iuliu Mureșan, s-a declarat cel optimist vis-a-vis de parcursul echipei în viitorul sezon, mai ales după transferurile făcute până acum. Mureșan a ținut să pună capăt și zvonurilor potrivit cărora portarul lui AS Roma, Bogdan Lobonț, ar putea veni la CFR. Nu, Lobonț, știu că este în Cluj, Lobonț este un mare caracter și sportiv. Eu așa personal sunt relații bune cu el, dar chiar am vorbit cu el, dar amical și nu despre transferuri. Și el rămâne sigur la Roma, așa mi-a spus cel puțin mie. Iuliu Mureșan a dorit să clarifice și situația capitanului tricolorilor la meciul cu Paraguay, Gabriel Mureșan, care potrivit presei ar dori să plece de la CFR după ce s-a trezit cu salariul diminuat cu 25%. Gabriel Mureșan este un jucător bun, un jucător important, cu noi mai are 4 ani de contract, apropo de anumite speculații. Sigur că el abia a venit, nu știu dacă s-a întors, cred că de la Naționala, că au probleme cu avionul. Va trebui să dăm niște zile libere, că este normal și este obligatoriu, că au făcut un efort foarte mare cu acel turneu și cu ultimele partide oficiale și după aceea se va alătura lotului. Oficialul din Gruia spune că echipa sa mai are nevoie de un portar și că în perioada următoare va mai transfera 2 jucători. Jucătorii fostei campioane a României vor efectua marți și miercuri vizita medicală. Și Universitatea Cluj a început pregătirea noului sezon al Ligii 1, la finalul căruia speră să ajungă în cupele europene după o pauză de 16 ani. Studenții s-au reunit în această dimineață la baza clujana, unde au avut și primul antrenament. În zilele următoare, jucătorii vor efectua vizita medicală, iar la începutul săptămânii viitoare vor pleca în primul cantonament al verii, în Austria. La prima ședință de pregătire, antrenorul Ionuț Bade a avut la dispoziție 28 de jucători. La reunire s-au prezentat și noile achiziții ale studenților, Eduard Nicola, Sebastian Achim și Luca Sucala, precum și noul director sportiv al clujenilor, Felix Grigore. În schimb, a lipsit mijlocașul Liviu Băjenaru, care a refuzat să se prezinte la reunire, deși are contract cu Șepcile Roșii. În zilele următoare, studenții vor efectua vizita medicală. Ei se vor antrena la Cluj timp de 9 zile, apoi vor pleca în primul cantonament al verii, în Austria, unde vor juca mai multe partide amicale. Pentru acest sezon, obiectivul Universității Cluj este o clasare în primele 4 echipe și calificarea în finala Cupei României.
Universitatea Cluj a prezentat astăzi cele mai noi achiziții cu care va încerca să ajungă în finala Cupei României și în cupele europene. Este vorba de jucătorii Lucas Sucala, Sebastian Achim și Eduard Nicola, dar și de noul director sportiv Felix Grigore. Este un pas înainte, sunt pregătit. Normal, toți jucătorii tin să joace la echipa mare, cum este Cluj. Sunt foarte fericit și am să demonstrez că merit să joc această echipă. I want to be on the between 1 and 5 to qualify the next year for international, and I hope the team and the club too. I think the team is good. They show last season already very good games. Eduard Nicola, fostul jucător al Victoriei Brănești, spune că a ales Universitatea Cluj deoarece este cel mai iubit club din Ardeal și că abia așteaptă confruntările cu rivala CFR, la care joacă fostul său coechipier Viorel Nicoară. După ce am semnat, m-a semnat, m-a felicitat și m-a luat patul. Și mi-am luat patul, dar l-aștept în derby. În primul rând va fi o onoare pentru amândoi și o plăcere. Și ceva ciudat, nu știu. Pe lângă cele trei transferuri prezentate astăzi, la U Cluj ar mai putea ajunge în curând un mijlocaș la închidere și un fundaș stânga. Gabriel Machado se află pe lista de cumpărături a campioanei Oțelul Galați. Atacantul brazilian al Universității Cluj este dorit pe Marul Dunării de Dorinel Munteanu. Oțelul le va juca direct în grupele Ligii Campionilor. Îmi place foarte mult Machado și îl vreau la Oțelul. Nu știu cât costă, avem și noi un buget, să vedem dacă ne-l putem și permite pe Gabriel, a declarat Dorinel Munteanu pentru Ziua de Cluj. Florian Walter nu este însă dispus să renunțe la perla sa, indiferent de preț. Machado este netransferabil, nu îl împrumut, nu îl dau. Vrem să facem performanță, avem mai multe oferte pentru el din România și din străinătate, dar nu mă interesează acum, a spus patronul Universității Cluj. Sosit la U Cluj la începutul sezonului 2009-2010, Machado a contribuit decisiv la promovarea în Liga 1, marcând 8 goluri în 23 de partide. Sezonul trecut a bifat 25 de meciuri și a înscris 6 goluri pentru echipa lui Ionuț Badea. Atacantul de 21 de ani a mai evoluat în carieră la Juventude, Grasshopper Zürich și Stadion. Refuzul lui Gheorghe Hagi de a prelua echipa națională nu i-a mirat pe oamenii din fotbalul clujean. Președintele CFR, Iuliu Mureșan, se aștepta ca fostul mare jucător să spună nu în condițiile în care calitatea jucătorilor de la națională lasă de dorit. De ce credeți că Hagi ezită să preia națională? Tocmai din acest motiv că fondul de jucători este tot mai puțin valoros. Din păcate, tot mai puțin jucători interesanți apar în România în ultimii ani și cred că asta va fi motivul. În schimb, antrenorul Șepcilor Roșii susține că echipa națională are nevoie în continuare de un selecționer tânăr. În ideea în care se pune un obiectiv abia în 2016, cred că trebuie să gândească și la un antrenor tânăr. Cred că cel mai bine ar fi un antrenor, sau să se gândească și la un antrenor tânăr. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunțat astăzi că Victor Pițurcă se află în fruntea listei posibililor succesori ai lui Răzvan Lucescu la cârma naționalei. Datele meteo acum, vești bune de la meteorologi, scăpăm de ploi, iar temperatura urcă ușor spre valorile normale ale acestei luni. La noapte este posibil să mai avem totuși parte de o repriză de ploaie însoțită de descărcări electrice, iar temperatura nu va crește mai mult de 13 grade Celsius. Norii se risipesc odată cu răsăritul soarelui, care va străluci toată ziua pe cer. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 26 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, știrile se încheie aici. Următorul jurnal la Realitatea TV Cluj începe la ora 20:15, iar de la ora 20:30 urmează Clujul în Realitate cu deputatul PDL Silviu Prigoane. Nu uitați, ne puteți urmări live și pe internet la adresa realitatea-cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martoroculara@realitatea-cluj.ro. Eu sunt Claudia Chira și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor. Pe curând!